Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegat, să spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga amin. Să reocupăm locurile. Ne bucurăm să fim la Betel împreună cu aproape toată biserica. Facem parte din biserici diferite, dar mai mult sau mai puțin ne cunoaștem. Facem parte din localități diferite, chiar și din țări diferite, în mod special cei de la Chieri. Însă, frați și surori, iubită biserică, avem aceeași țintă: Canaanul cel ceresc, lăudat să fie numele Domnului. Avem același Dumnezeu, avem același Duh care ne călăuzește, ne ajută, ne sfătuiește, ne dă putere, ne dă biruință. Dragii mei, astăzi este sărbătoarea aceasta și cu siguranță am auzit atâtea predici din textul acesta. Aș vrea în această zi să vorbesc ceva puțin diferit, și anume, în mod special, să vorbesc despre ucenici. Îi găsim în textul acesta: când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Aș vrea să vorbim despre ucenici, dar nu despre cei doi ucenici din textul acesta, nici despre cei 12 sau 11 ucenici aleși de Domnul Iisus Hristos, nici despre cei 70, nici despre cei aproape 3.000 care s-au pogăit la predica lui Petru sau 5.000. Aș vrea să vorbim despre ucenicii care astăzi se află în Biserica Betel, de la Betel, de la Chieri, de la Elim sau din alte biserici. Știți, frați și surori, slujitorii când vin în alte biserici, și mai ales dacă mai au și frați din biserica respectivă, ei mai mult se pregătesc pentru ăștia din biserica respectivă decât pentru ceilalți. Că în alte biserici o mai scoți cum o mai scoți. Trebuie să te pregătești pentru cei din biserica în care slujești, să încerci să spui ceva nou. Mesajul meu, dragii mei, din seara aceasta este: ucenic și botezat sau doar botezat? În Evanghelia după Matei, frate, și să-l spuneam la un frate, m-a întrebat: cum e, frate Irinel? Zic: am venit cu ceva nou la voi, cu o pereche de ochelari, și prima reacție a lui fratele păstor Petru a fost: cât ai? Zic: 43. Zic: nu sunt așa de bătrân, dar am probleme cu un ochi.
Dragii mei, în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, la versetul 19, vorbim despre marea trimitere a Domnului Iisus Hristos înainte de a se înălța la cer. Și El a spus așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Faceți ucenici, botezați-i, și astăzi s-a vorbit despre botez și Domnul să binecuvânteze toți candidații de botez, și apoi învățați-i. Acum, când vine vorba de botez, să ne botezăm, cam, hai să zicem, vorbesc de vârsta potrivită, cam toți de aici, în mare parte, acceptăm, am acceptat și încă se mai acceptă să luăm botezul, să fim botezați. Însă întrebarea care ne-o pune Domnul în această seară: dacă suntem gata și acceptăm să nu fim doar botezați, ci și ucenici. De fapt, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, o realitate, un adevăr. Nu știu, poate unii mi-o veți lua nume de rău sau nu. Nici n-am avea voie să botezăm decât ucenici, conform cuvântului lui Dumnezeu. Doar ucenicii trebuie să se boteze. Ce înseamnă ucenic? Mi-am notat aici câteva lucruri, câteva gânduri. Ce înseamnă ucenic? Ucenic înseamnă persoana care primește și continuă învățătura cuiva. Persoană care adoptă principiile sau doctrina cuiva. Persoană care învață o meserie lucrând sub îndrumarea unui meșter. Și noi știm, ca și ucenicii lui Hristos, că învățătura și doctrina și sfaturile și meseria pe care noi trebuie să o învățăm ca și ucenici este al Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Întrebarea care se pune: dacă eu, ca și botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, sunt și ucenic, sau dacă sunt gata, mă refer și mă îndrept spre cei care urmează cursul de catecheză și urmează să încheie un legământ în apa botezului, dacă sunt gata să fie ucenici. Pentru aceasta, dragii mei, cu ajutorul Sfintei Scripturi, vom încerca astăzi să demonstrăm și să arătăm ce înseamnă să fii cu adevărat un ucenic al lui Iisus Hristos. Haideți, pentru că timpul nici nu ne permite, vreau să citim din Sfânta Scriptură. În primul rând, dragii mei, sunt cuvinte cunoscute, sunt cuvinte pe care noi le știm, mai ales voi la Torino, unde atâția frați trec și plus frații din loc. Ați auzit de atâtea ori gândurile acestea, dar haideți să ni le reîmprospătăm în inimile noastre. Să lăsăm pe Duhul Domnului să ne cerceteze în această seară, dragii mei. Haideți să începem și să vedem ce înseamnă să fii un adevărat ucenic. Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 26. Domnul Iisus Hristos a spus așa: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba în chiar însăși viața sa, auziți, nu poate să fie ucenicul meu, el vrea. Sunt mulți care doresc și eu vreau și tu vrei. Dar Biblia spune că nu poți, nu pot, n-am cum.
Dacă vine cineva la mine și nu urăște, și acum o să încercăm să explicăm ce înseamnă, nici de cum nu înseamnă, dragi copii, dragi tineri, să ne urâm părinții, să ne urâm frații, surorile de corp, de sânge, deși trăim aceste vremuri. Trăim aceste vremuri grele, de întuneric, în care diavolul tot mai mult reușește să aducă fenomenul acesta în familii. Nu se mai pot întâlni frate cu frate, soră cu soră. Mă refer la cei din aceeași familie de sânge. Biblia spune că nu poate, ba însuși viața lui, cine nu-și urăște viața lui, nu poate. N-ai cum, dragul meu, n-avem cum. Și acum, ce înseamnă gândul acesta? Ce înseamnă versetul acesta? Este ceva mai presus de Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Nu pot să fiu ucenicul lui Iisus. Este ceva ce iubești mai mult. Eu nu mai citesc Evanghelia după Matei 10:37. Acolo spune, dacă iubește cineva pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, nu poate să fie ucenicul meu. Frați și surori, iubite adunare, dragi tineri, dragi copii, am cântat în această seară, ne-am bucurat în prezența Domnului. Dar dacă este un lucru mai prețios, eu nu vreau să-i număr, le numeră frații în biserică în fiecare zi, dacă este ceva mai important, mai presus decât Dumnezeu în viața ta, nu poți să fii ucenicul lui Iisus. Mă duc cu gândul și mă gândesc, mi-aduc aminte, pentru că suntem în contextul acesta, în ambientul acesta al laudei, evreii au trecut Marea Roșie ca pe uscat și apoi s-a întâmplat minunea, Dumnezeu a dat izbândă, evreii au văzut cu ochii lor de carne cum apele s-au împreunat și toată uștirea egipteană a rămas acolo în apă, au fost înecați, au murit și Biblia spune că în urma acestei izbânde, în urma acestei minuni pe care a făcut-o Domnul la Marea Roșie, în inima lui Moise și a poporului evreu s-a născut o cântare, o cântare de laudă. Când au văzut izbânda Domnului, când au văzut minunile Domnului, Biblia spune la Exodul, capitolul 15, versetul 1, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, ascultați ce au zis ei, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Și acum ascultați, Domnul este tăria și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu și pe El îl voi lăuda. Ai cântat lui Dumnezeu și am cântat lui Dumnezeu astăzi. Dar evreii au spus așa, îl laud pe Dumnezeu, îi cânt slavă și aduc laudă Domnului, pentru că El este Dumnezeul meu. Nu este un alt Dumnezeu în inima mea decât El, nu este niciun Dumnezeu mai presus de acest Dumnezeu. Am cântat astăzi Domnului, dar El este cu adevărat Dumnezeul nostru? El este cu adevărat tăria noastră, temeiul cântărilor noastre de laudă? Să iubești pe Domnul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot ce ai. Un al doilea lucru, dragii mei, am vreo 4 gânduri referitor la a ne verifica dacă suntem niște ucenici vrednici. În al doilea lucru, dragii mei, deci primul era să nu fie nimic mai presus de Dumnezeu în viața noastră, nici măcar la egalitate. Dumnezeu să fie pe primul, pe doi, pe trei, pe patru, pe cinci, pe șase, pe șapte, pe opt și apoi să fie alte lucruri. Bineînțeles, permise în Sfânta Scriptură.
Un al doilea lucru, dragii mei, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 27 din Luca 14. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dar tu vrei, ai vrea și vrem să fim ucenici, dar Biblia spune nu poate. Nu poți. Dacă Biblia spune că nu poți, poți să te dai peste cap cât ai vrea. Dacă vreți, în alte cuvinte, dragii mei, acestea sunt piedicile care ne pot face să ajungem niște ucenici plăcuți, niște ucenici adevărați al Domnului Iisus Hristos. Când vorbim despre cruce, și nu de mult vorbeam în biserica din Cherii, când vorbim despre cruce, pe lângă toate celelalte semnificații, noi mai știm că crucea înseamnă suferință. Înseamnă suferință. Tare mult am vrea să-L slujim pe Dumnezeu, tare bine ar fi pe această cale dacă n-ar fi suferință. Dacă n-ar trebui să suferim, dacă n-ar fi încercări, dacă n-ar fi probleme, dacă am venit la biserică și n-ar veni și penina să ne înțape. Știți acolo, dacă citiți în 1 Samuel, zice Biblia că când se urca Ana cu penina la templu, de fiecare dată, așa spune Biblia, de fiecare dată penina o înțăpa pe Ana, nici o duminică, nici o marți sau o joi, n-o lăsa fără să o împungă. Problema este că citeam gândul acesta cu proaspăt pentru că m-am gândit la el. Știți ce făcea Ana? O înțăpa și ea. Lasă să-i spun și eu. Spune că Ana plângea și nu mânca. Acesta era răspunsul Anei la suferința provocată de penina. Am merge pe calea aceasta, am accepta să fim adevărați ucenici, totul ar fi bine dacă n-ar fi crucea. Dacă n-ar fi crucea, dacă n-ar fi suferință, dar nu uitați, dragii mei, că Pavel spunea, când îi îmbărbăta acolo pe prezbiter, pe bătrân, spunea, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și nu că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne vadă suferind, dar nu uitați că Biblia spune așa, au vrut să treacă cu corabia de partea cealaltă și peste ei s-a năpustit furtună, vârtej, pentru că dacă ai pornit de partea cealaltă, așteaptă-te la împotriviri, așteaptă-te la probleme, așteaptă-te la necazuri, așteaptă-te la suferinți. Uitați-vă în Noul Testament, lăsați Vechiul Testament, mă refer la gândul pe care l-am, pentru că în Vechiul Testament binecuvântarea Domnului se manifesta prin prosperitate materială. Căutați în Noul Testament și arătați-mi unde se vorbește despre binecuvântații Domnului, că au avut prosperitate materială, că n-au trebuit să sufere, că n-au fost batjocoriți. Citiți 2 Corinteni, unde veți vedea despre Apostolul Pavel. Acum, dragii mei, vreau să vă spun ceva despre suferință. Haideți să citim ceva despre suferință în 2 locuri, și apoi vreau să mai amintesc fugitiv celelalte 2 gânduri și nu vreau nici să vă pun răbdarea la încercare, deși eu vă predic să suferiți și voi trebuie să demonstrați că sunteți ucenici. Ne aducem aminte de acel frumos și minunat verset din Filipeni, Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Ascultăm cuvintele Apostolului Pavel și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și unii se opresc aici. Ce bine era dacă încheia Pavel gândul acesta aici
Și cât de mult ar vrea să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui. Dar uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Ești gata să-L cunoști pe Domnul? Ești gata să cunoști puterea învierii Lui? Dar în această seară ne întreabă Domnul, vrei să fii ucenicul meu? Ești gata să cunoști, să fii părtaș la suferințele Domnului Iisus Hristos? Și nu uita, dacă vrei să ajungi la învierea din morți, într-un alt chip nu e posibil. Ca să ajung cu orice chip, un alt chip nu este. Noi am vrea să ocolim, am vrea să ne trasăm noi un chip al nostru, cum ne-l imaginăm noi, cum funcționează societatea din vremea de astăzi. Dar, dragii mei, Biblia spune un singur chip. Dacă vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrem să ajungem la învierea din morți, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Pavel îi spune lui Timotei, fă-ți slujba unui evanghelist, rabdă suferințele. Și vreau să citim, dragii mei, un gând, înainte de a trece la punctul 3. Uitați-vă ce spune. 1 Petru, capitolul 4, citesc de la versetul 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, auziți, ferice de voi, sunteți ucenici, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi și cred că ați experimentat, nu mă îndoiesc să nu fi experimentat atunci când poate la locul de muncă sau poate chiar în biserică sau poate chiar, eu știu unde, în familie, ați fost batjocoriți, nedreptățiți și ați răbdat și ați suferit și ați simțit în inimă o odihnă, o pace, o liniște. E, acela este Duhul lui Dumnezeu care se odihnește în voi. Însă, dragii mei, uitați ce spune versetul 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia, pentru că de multe ori, suferim pe drept, suferim pentru că suntem vinovați. Permite-mi să spun, cineva a fost întrebat, așa, într-un stil de, în spirit de glumă, ce cauți în pușcărie, motivul pentru credință, cum? Am crezut că nu mă prinde. Dragul meu, noi trebuie să fim atenți când vine vorba despre cruce, despre suferință, ca nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se mestecă în treburile altuia. Vreau să vă spun că dacă cineva se încadrează în versetul acesta sau ori de câte ori ne încadrăm în versetul acesta și suferim pentru că suntem vinovați, suferim pentru că am făcut rău, aia nu-i crucea lui Hristos. Aia nu-i cruce. Dacă atunci când te-ai căsătorit, n-ai vegheat și n-ai ascultat de călăuza Duhului Sfânt, n-ai ascultat de cei ce te-au îndrumat și am zis, asta e crucea mea, aia nu-i, da, e o cruce pe care ți-ai luat-o tu, dar nu era crucea din partea lui Dumnezeu. Și spuneam tinerilor de la Chierii, dacă o să vă căsătoriți fără Dumnezeu, chiar că o să ziceți, am o cruce și nu un partener de viață. Dragii mei, suntem chemați la suferință, suntem chemați să ducem crucea. Dacă nu suntem gata să o acceptăm și să o răbdăm și să o purtăm, ia jugul lui Hristos pe umeri.
Îmi place atât de mult cântarea asta, n-am reușit să o memorez, dar știu un lucru, Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele cel porți. Mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Cunoașteți voi mai bine cântarea aceasta. Dacă nu suntem gata să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Iisus, dacă nu suntem gata să acceptăm încercările, dacă nu suntem gata să acceptăm problemele, dacă nu suntem gata să acceptăm necazurile care se abat în viața noastră, dragii mei, dacă nu reușim să le răbdăm, nu știu ce fel de ucenici suntem. În al treilea rând, dragii mei, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru care ne ajută să înțelegem dacă suntem ucenici. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 8, citesc și versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și acum ascultăm versetul 8. Dacă aduceți mult rod, auziți, mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Dacă rodim, dacă viața noastră este o viață roditoare, putem să ne lăudăm, putem să ne bucurăm de harul că suntem numiți sau că suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Acum, dragii mei, când vine vorba despre rod, putem să învățăm multe lucruri. Sunt atâtea predici pe internet care vorbesc despre rod. Haideți să citim doar câteva versete, să înțelegem mai bine ce înseamnă să rodești, ce înseamnă să aduci rod, să ai o viață roditoare în Hristos. Uitați-vă ce spune Romani. Ca să înțelegem ce înseamnă să ai o viață roditoare, vom încerca să vedem despre roadele care le făceam înainte să-L cunoaștem pe Domnul și roadele pe care trebuie să le facem acum ca și ucenici. Romani, capitolul 6, versetul 21. Uitați ce spune Biblia. Și ce roade aduceați atunci? Ca să înțelegem ce înseamnă să aduci rod. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine când vă gândiți la ele. Pentru că sfârșitul acelor roade era moartea. Versetul 22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, ascultați, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Dragii mei, nu numai că suntem ucenici atunci când aducem rod, Biblia spune că sfârșitul, rezultatul acestei rodiri, este sfințirea, roada este sfințirea, iar rezultatul acestei sfințiri, la capătul acestui drum al rodului, este viața veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Dragostea, bucuria, pacea, facerea de bine, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor este o roadă. Venim la biserică, suntem plini, suntem bucuroși, avem, eu știu, ne bucurăm. Însă, haideți să vedem cum stăm la toate celelalte roade. Eu nu vreau să răpesc timpul. Cum stăm? Privim în cuvântul lui Dumnezeu, privim la roadele acestea ale Duhului Sfânt. Fiecare dintre noi și ne uităm cum stăm la capitolul dragostei, cum stăm la capitolul bucuriei, cum stăm la capitolul păcii, al îndelungei răbdare, al bunătății, al facerii de bine, al credincioșiei, al blândeții și al înfrânarea poftelor. De cum stăm, de cum trăim
Și cum rodim aceste roade, așa putem să spunem că suntem sau nu suntem ucenicii Domnului Iisus. Apoi, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune al patrulea lucru, dragii mei, și doresc să mă apropii de încheiere, Evanghelia după Ioan, un cuvânt cunoscut de noi toți, știut, amintit, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. La un moment dat, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că au venit la Domnul Iisus Hristos, au venit să-L caute mama și frații Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 46. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. Atunci cineva a venit și i-a șoptit, i-a zis, iată că mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Și acum ascultați cuvântul Domnului, dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta. Cine este mama mea și frații mei? Cine este mama mea și frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela este mamă, frate, soră și mamă. Lăudat să fie numele Domnului. Amin.